Bine, v-am regăsit! Se poate vorbi despre influenceri la modul academic? E bine, aflăm acest lucru de la invitata mea de astăzi. Este vorba de Larisa Mureșan. Bine ai venit la noi! Bine, v-am găsit! Tu ai susținut un doctorat cu o temă foarte interesantă despre influencer, despre publicitate online, despre marketing. Des... Foarte interesant acest domeniu pe care tu l-ai abordat și aș fi vrut să te întreb. De ce ai ales exact influencerii ca să vorbești despre ei? A fost o decizie un pic mai uh, complexă, să zic așa. Inițial, când m-am înscris la doctorat, am vrut să merg pe gherila marketing, însă, la sugestia doamnei profesor Delia Balaban, care este și coordonatoarea mea, a fost coordonatoarea mea, uh, m-a îndrumat spre influenceri. Și atunci, pe vremea respectivă, în urmă cu trei ani și jumătate, nu se știa prea multe despre ei. Era un termen necunoscut. Și nici măcar ei nu își spuneau influenceri. Dar cum își spuneau inițial? Erau simplu oameni care aveau foarte mulți urmăritori, lideri de opinie în limbajul tradițional, să-i spun așa. Iar atunci am studiat, am început să studiez termenul de influencer marketing sub îndrumarea ei și am aflat ce presupune mai exact și ce înseamnă să fii influencer în online. Știu că în elaborarea lucrării tale de doctorat, care iată acum este, a luat forma unei cărți și va fi lansată chiar mâine, din câte știu eu. Da. Așa. Ai intervievat o serie de profesioniști în domeniu. Vreau să te întreb ce ai aflat de la ei, care este secretul succesului în a face conținut care să intereseze pe alții, să influențeze pe alții chiar mai mult decât atât și mai mult decât atât să primească și bani pentru asta. În cadrul tezei de doctorat am intervievat specialiști însemnând agențiile de marketing care lucrează cu influenceri. Oarecum am vrut să văd care este perspectiva specialiștilor din domeniu și cum văd ei influencerii, respectiv marcarea publicității și a conținutului sponsorizat. Asta a fost subiectul care a interesat în mod special, dacă este important să marcheze publicitatea sau nu este important. Ce înseamnă a marca publicitatea? Uite, m ai făcut foarte curioasă. Ce înseamnă a marca publicitatea? Dacă, de exemplu, un influencer primește un produs pe care să-l promoveze în, în online, datoria lui față de urmăritori este să marcheze conținutul sponsorizat, să specifice că este un parteneriat cu brandul respectiv. Asta nu fie publicitate mascată în sensul exact, acesta. Exact, exact. Și care este concluzia? Marchează sau nu marchează? Uh, majoritatea influencerilor de la noi din țară nu fac această marcare, deși este apreciată. Sunt foarte puțini cei care o fac și uh, se vede foarte clar discrepanța dintre postările organice și cele de tip uh, publicitate. Pentru că la postările organice, unde ei nu promovează un produs respectiv, un serviciu, numărul de like-uri, inimioare și așa, mai departe, este destul de mare, respectiv la cele cu marcare este mai scăzut. Asta e motivul din spate pentru care influencerii nu recurg la marcarea conținutului sponsorizat. Dar până la urmă, un client ce își dorește? Mai mult, mai mult, engagement sau, sau pur și simplu să se știe că e publicitate plătită? Cred că noi ca și consumatori ne dorim în primul rând să ni se spună adevărul și să fie etici față de noi. Ca să ne spună concret dacă într-adevăr folosesc produsul respectiv sau dacă nu. să ne specifice cum că este plătit și este primit cadou sau respectiv spătiți pentru a face promovarea respectivă. Foarte interesantă această abordare a eticii în domeniul, influencerii, domeniul influencerilor și a marketingului și a publicității și așa mai departe. Ce ai mai descoperit în, în, cercetarea ta? Pentru că o lucrare de doctorat presupune o cercetare. Da, într-adevăr, tot așa pe partea de specialiști, ce am putut afla de la ei, din spate, oarecum, faptul că din perspectiva lor, este foarte important ca influencerii să marcheze, dar nimeni nu-ți pretinde asta. Ca și uh, marketer, să zic așa, specialist, uh, tu datoria ta este să soliciti influencerului să-și marcheze publicitatea, dar nimeni nu o face. Deși toată lumea o consideră importantă și relevantă, nimeni nu o face în adevăratul sens al cuvântului. Este doar la nivel de recomandare. Cel puțin la noi în țară nu există o lege care să privadă marcarea. Acum se lucrează la. Asta în, în vederea elaborării unei legi, dar momentan avem doar un cod de etic al influencerilor pe care nu îl prea respectă nimeni. Am înțeles. Iată, aș vrea să te mai întreb, în ce măsură înțeleg utilizatorii de internet, consumatorii și de fapt consumatorul final, dacă ne gândim bine, modelul acesta economic al sponsorizării, adică își dau seama fără să fie marcat că de fapt este un produs promovat? De prea puține ori își dau seama. Pentru că influencerii știu să pună produsul într-o lumină favorabilă, să îi zic așa, și să transmită mesajul ca și cum ar fi produsele pe care ei le consumă în mod special. De exemplu, adesea o să întâlnim la ei pe story-uri, salutare dragi prieteni, tocmai mi-am început ziua cu crema de față nu știu care care de fapt nu este crema pe care o folosesc ei în mod normal, dacă îi urmărim constant, ci este o cremă apărută acum, de curând, în rutina lui, să zic așa. Iar dacă urmărim un influencer în mod constant și uh, îi știm postările și știm rutina, să zic așa, ne dăm seama care de fapt sunt postările reale și care sunt postările plătite. Uh, bun, și uh... Acum mergem până la capăt. Um, oamenii nu își dau seama sau își dau seama și apreciază că sunt uh, produse recomandate de, de un influencer. Că încerc să văd unde e. Dacă sunt produse pe care le recomandă, influencerilor, exi influencerii există o probabilitate mai mare ca consumatorul final să achiziționeze produsul respectiv. Dar ca și consumatori, nu există un grad de alfabetizare publicitară în domeniu. Noi nu suntem conștienți dacă este marcată sau nu este marcată publicitatea în momentul în care influencerul respectiv, oarecum, îl, îl urmărim constant. Nu suntem, nu ne dăm seama dacă într-adevăr fac lucrurile corect sau nu. De aceea, odată ce influencerii au început să-și marcheze publicitatea, oamenii au observat comportamentul acesta și la ei și au început să urmărească și să-și dea seama dacă un produs este promovat sau nu. Dar, de regulă, dacă, de exemplu, este promovat prin ad, plătit și așa mai departe, probabilitatea ca să achiziționeze produsul scade. Și atunci, de aceea, oarecum, influencerii nu-și doresc neapărat să-și să marcheze publicitatea, mai ales dacă au un parteneriat de tip barter și ei primesc banii din vânzările produsului, adică procent din vânzările produsului. Atunci, scopul lor nu este să marcheze, pentru că vor mai multe vânzări. Cu adevărat. Um, uite, aș vrea să te întreb cam de când s-a întâmplat. Din, câ din câte ai observat în cercetarea ta, cam de când s-a întâmplat trecerea aceasta de la publicitatea clasică pe care o vedeam noi pe uh, televizor la partea aceasta mai subtilă a influencing-ului? Uh, cred că intenția specialiștilor din domeniu a fost ca și cea de la televizor, cea clasică, să fie tot așa mai subtilă. Oarecum să ne creeze o nevoie. Iar trecerea asta s-a întâmplat odată cu dezvoltarea rețelelor de socializare. Pentru că atunci au apărut și influencerii de pe social media, de pe Instagram în principiu. Știu că um, tu ai făcut un studiu pe Lardă. Uite, eu aș vrea să, să te întreb de un, un subiect anume și de un influencer anume care a făcut switch-ul înapoi. Adică după ce a devenit uh, faimos pe, uh, pe rețelele de socializare, face și publicitate clasică. Este vorba despre uh, Mircea Bravo. Da. ce îmi poți spune despre acest tip de, de trecere de, de la influencing pe social media în media uh, obișnuită? Cred că el a devenit mai faimos, să zic așa, odată ce a început să facă videurile cu bunica. Exact. Uh, înainte, nu am știut de el. O să o spun, o spun cu mare sinceritate. Nu am știut de el de dinainte de videurile cu bunica. Iar publicitatea pe care o face el, în momentul de față, este foarte nișată, din punctul meu de vedere. Nu vizează pe toată lumea. Într-adevăr este foarte diferită și vizează un alt public țintă decât tinerii de pe rețelele de socializare. Da, scopul lui este acela de a angaja oamenii în distracție, că despre asta e vorba, despre videourile foarte pline de viață cu bunică și așa mai departe. Dar cred că scopul din spatele fiecărui video este mai mult de brand awareness, nu neapărat de vânzare. Tocmai a făcut uh, o campanie pentru un lans de supermarketuri și este pe toate televiziunile clasice în acest moment. de am întrebat că uh, este un caz mai special de influencer care, uh, iată, a pătruns și pe și în media clasică. Da, da, da. Uh, și cineva, aș dori pe final să ne spui câteva vorbe despre volumul pe care îl lansezi acum. Uh, cui se adresează cine ar fi interesat să îl citească, în afară, bineînțeles, de specialiștii din, uh, din marketing? În principal, se adresează specialiștilor din marketing pentru că ei sunt cei care trebuie să înțeleagă cât de important e marcarea conținutului sponsorizat. Și în al doilea rând, se adresează influencerilor ca să vadă cât de important este și pentru consumatori. Să vadă că ei apreciază marcarea aceasta și pe termen lung ei au de câștigat. Ei sunt cei care sunt mai bine văzuți de către publicul lor țintă. Iar nu în ultimul rând, noi consumatorii, toți cei care uh, urmărim un influencer, cel puțin, pentru a înțelege cât de important este partea asta din spate, cât de importantă este munca lor și chiar dacă își marchează publicitatea, noi trebuie să apreciem asta și să continuăm să-i urmărim pentru că, oarecum, ei din asta trăiesc, e jobul lor de zi cu zi și noi trebuie să înțelegem fiecare lucru pe care îl fac ei în online. Larisa am mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile oferite. Sunt foarte curioasă și eu să-ți citesc volumul despre influencer. Te mai așteptăm la noi. Vă mulțumesc tare mult. Și vouă, vă mulțumesc că v-ați uitat la noi. Ne vedem pe net.